La Comrat a fost dat în exploatare drumul de centură al orașului. Lucrările de construcție a porțiunii de aproape 20 de kilometri de drum au fost realizate pe durata a 3 ani de o companie turcească, iar investiția statului este de peste 29 de milioane de euro. Aceasta este parte a unui amplu proiect de reabilitare a drumului M3, care duce spre portul de la Giurgiulești. Centura orașului Comrat are o lungime de 18,3 km. Drumul are 6 poduri, 3 sensuri giratorii, 500 de indicatoare rutiere și un pasaj de cale ferată. Despre un drum de ocolire în Comrat se discută de mai bine de 10 ani. Mașinile de mare tonaj mergeau prin Comrat, iar din acest motiv drumul s-a deteriorat. Acum suntem mai aproape de Chișinău cu 10 km. Este un drum de importanță locală, dar este și un drum de importanță națională. Ori pe aici trec în mod special operatorii de transport de marfă care se duc la sud, la portul de la Giurgiulești. Noi vom reduce traficul de mașini mari în Comrat și în Cimișlia, pe de altă parte vom reduce timpul și costurile transportatorilor spre a exporta produse din țara noastră. Șoseaua de centură a orașului Comrat face parte dintr-un proiect amplu de reabilitare a drumului M3 care duce spre Giurgiulești. Eu cred că și pentru economia noastră și pentru oamenii noștri este un proiect bun. Grație acestui proiect noi am rezolvat multe probleme și pentru cetățenii în municipiul Comrat și pentru agenții economici. Un drum important pentru Comrat și pentru sudul Moldovei, pentru toată regiunea, cu 18 km de drum și treceri denivelate, cu cele mai bune practici europene aplicate și cu finanțare europeană din partea Băncii Europene de Investiții. Lucrările de construcție a drumului de centură al orașului Comrat au început în 2019, iar costul proiectului a fost de 29,4 milioane de euro, bani împrumutați de la Banca Europeană de Investiții.